La școala gimnazială specială Sfântul Vasile din Craiova învață 120 de elevi cu afecțiuni senzoriale asociate. Cea mai mare problemă pe care o întâmpină acești copii este imposibilitatea de a-și continua studiile într-un cadru specializat pentru nevoile lor. De aici a pornit ideea înființării unui atelier de tipografie unde copiii să fie instruiți. În acest atelier copiii vor învăța, se vor pregăti pentru a deveni viitori lucrători într-o astfel de tipografie. Din punctul meu de vedere, înseamnă o șansă în plus pentru ei de a se integra după ce finalizează școala și de a-și câștiga veniturile necesare existenței. Am ajuns și la această școală pe care o cunoaștem de foarte mult timp și așa cum arată școala, sunt convinsă că copiii au toate șansele să învețe o meserie și se va deschide un drum și pentru ei, că de fapt asta a fost dorința noastră, rugămintea părinților a fost să se întâmple ceva și după ce termină cele 8 clase, nu era nimic pentru ei în viitor. În cadrul proiectului finanțat exclusiv de fundație, mai multe cadre didactice de la Școala Gimnazială Specială Sfântul Vasile vor fi instruite pentru ca la rândul lor să poată învăța copiii.